Salut! În acest video vă voi prezenta invertorul multiproces ProWeld MIG832E. Acesta este un aparat de sudare economic, multifuncțional, care poate să sudeze cu electrod, cu sârmă flux și TIG. Am inclus în prezentare următoarele capitole: unboxing, prezentarea aparatului, măsurarea consumului de curent și amperajului furnizat și teste de sudare MMA, flux și TIG. Setul de livrare conține invertorul MIG832E cu pistoletul pentru sârmă flux, câteva gize de rezervă, o mască de protecție simplă, o perie cu ciocanel pentru îndepărtarea zgurii și cablurile de masă și portelectrod. Pe panoul din spatele aparatului este un tabel cu principalele caracteristici electrice, ventilatorul pentru răcirea forțată, cablu de alimentare și butonul on-off. Carcasa este foarte durabilă, fiind fabricată integral din oțel. Ea este prevăzut cu grile de ventilație și conector TEB 1625 din cupru pentru cablurile de sudură. Butonul pentru preselectarea funcțiilor este pe panoul frontal, alături de LED-urile care indică funcția preselectată și de butonul pentru reglarea amperajului de sudare. Ușa laterală permite accesul la derulatorul pentru sârmă, dar și la potențiometru pentru reglarea vitezei de derulare. Mecanismul derulatorului are două role, una motorizată și una pasivă. Rola motorizată, tractoare, are interiorul cu profil pătrat și canale pentru sârmă de 0,8 și de 1 mm. Montarea și demontarea rolei este foarte simplă și nu necesită unelte. Rola presoare permite reglarea simplă a forței de apăsare. Aparatul funcționează doar cu sârmă cu miez de flux, cu bobine de 1 kg și diametru de 100 mm, nefiind prevăzut cu sistem pentru sudarea cu gaz protector. Reglarea tensiunii sârmei se face cu ajutorul unui șurub cu arc, care prin strângere modifică forța necesară derulării. Primul test de sudare este cel cu sârmă cu miez de flux. Pentru aceasta vom monta în derulatorul aparatului o bobină de sârmă ProWeld E71T-GS de 1 mm. Am fixat bobina în suport, am introdus firul prin ghidajele derulatorului, am coborât rola presoare și am fixat mecanismul pentru reglarea apăsării. După care am montat șurubul de fixare și reglajul tensiunii firului. Uneori, sârma poate să blocheze în ghiuza de contact de la capătul pistoletului. Pentru a evita acest lucru, am demontat ghiuza până la ieșirea firului. Am tăiat firul la lungimea potrivită și am montat ghiuza din cupru. Această ghiuză asigură contactul electric între sârmă și invertor. Sudarea cu sârmă cu miez de flux se face cu polarizare inversă, cu torța conectată la borna minus. În acest caz, conectarea este făcută în interiorul aparatului, din fabrică, nefiind posibilă schimbarea polarității pistoletului. Cablul de masă se conectează la borna plus. Am măsurat curentul consumat de aparat în timpul sudării cu sârmă cu miez de flux. Consumul înregistrat este unul foarte mic pentru un aparat de sudură, oscilând în jurul valorii de 2 kW, cu câteva vârfuri peste acest nivel. Nu am testat acest aparat pe un generator, însă, conform măsurătorilor, cred că poate fi folosit fără probleme pe un generator de 5,56 kW. Sudura cu sârmă flux poate fi folosită pentru sudarea unei game variate de oțeluri, a inoxului și a fontei, însă nu poate fi folosită pentru aluminiu sau alte metale neferoase. Sudarea cu miez de flux are multe avantaje față de alte metode, printre care se numără rezistență bună la adierea puternică a vântului, o rată mare de depunere a materialului de adaos, o bună stabilitate a arcului electric, viteză mare de lucru, fără a afecta calitatea sudurii, poate fi utilizată în toate pozițiile de sudare, nu necesită o curățare agresivă a pieselor și este foarte ușor de folosit de către începători. Cum nu are nevoie de o butelie pentru gaz, este foarte portabil și convenabil de folosit. Un beneficiu suplimentar este faptul că poate fi folosită fără ghiuza pentru gaz, astfel pistoletul este mai suplu, oferind o mai bună vizibilitate asupra zonei de lucru. Toate probele de sudare incluse în acest video sunt făcute de un operator amator, fără calificare de sudor. Obiectivul acestei prezentări fiind ilustrarea funcțiilor unui aparat. În continuare, vom face testele de sudare cu electrod învelit. Conectăm cablurile de masă și portelectrod la aparat, cablul portelectrod la borna plus și cel de masă la borna minus. Electrodul pe care l-am utilizat este de 3,2 mm, rutilic, E6013. Arcul electric se inițiază ușor și este stabil în timpul lucrului.
Amperajul furnizat de aparat, măsurat, atinge 126 amperi. Acum voi măsura consumul de electricitate la sudarea cu electrod învelit. La lipirea electrodului de piesă, aparatul intră în protecție, iar consumul scade la câteva sute de wați. În timpul lucrului, consumul oscilează în jurul valorii de 3 kW, cu vârfuri care se apropie de 4 kW. Amperajul maxim absorbit depășește 20 de amperi, puțin peste valoarea maximă furnizată de producător. În continuare, vom pregăti aparatul pentru testarea procesului de sudare LiftTIG. Aparatul nu este livrat cu accesoriile necesare, astfel că acestea trebuie achiziționate separat. Am ales torța ProWeld VP17, pentru care am ascuțit un electrod din tungsten și l-am montat în pistolet. Torța pe care am ales-o nu este 100% compatibilă cu acest aparat, astfel că sunt necesare câteva modificări simple. Prima modificare constă în demontarea conectorului pentru gaz cu care este livrată torța. Am înlocuit acest conector cu un niplu redus și am prelungit furtunul până la reductor. Ultima modificare este înlocuirea conectorului TEB 3550 cu care este echipată torța cu un conector mai mic TEB 1625 compatibil cu aparatul. În același mod, se înlocuiește conectorii de pe cablurile de sudare atunci când sunt uzați, la prelungirea cablurilor sau din orice alt motiv. Cea mai importantă etapă din această operațiune este asigurarea unui contact electric de calitate între conector și cablu. Strângeți corect șurubul conectorului, după care introduceți conectorul în manșonul izolator. Sudarea LiftTIG se realizează cu polarizare inversă, cu piesa la borna plus. În acest fel, aproximativ 60% din căldura generată de arcul electric va fi direcționată către piesă, nu către electrod. Verificăm funcționarea alimentării cu argon, iar dacă este necesar, reglăm debitul de gaz din robinetul reductorului. Pornim aparatul, selectăm din meniu procesul de sudare LiftTIG, preselectăm curentul de sudare dorit și putem începe lucrul.